preamărit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Dragii mei, am să vă spun de la început un mic secret, o observație personală pe care am făcut-o în ultimii ani de slujire. Sunt împrejurări când textul biblic pare să nu fie prea generos pentru predicator și poate predicatorul să traverseze momente de slăbiciune pentru că și el este om. Și în astfel de situații se întâmplă că are la îndemână timp foarte mult pentru predică. Iar alte ori când pasajul biblic este foarte generos, foarte bogat, programul este încărcat și timpul pentru predică este puțin mai redus. Cred că ați bănuit deja ce vreau să spun. În dimineața aceasta mi-a fost lăsat foarte mult timp la îndemână și nădăjduiesc că Dumnezeu mă va ajuta să-L folosesc cu chibzuință. Există un pericol care îl pândește pe predicator atunci când are un timp bogat la îndemână. Pericolul pe care Andrei Pleșul numea pierderea în labirintul exercitațiilor inutile. Adică vrând să umplă timpul de predică, să intre în tot felul de detalii care poate că nu sunt necesare, nu sunt de folos, încercând să lămurească lucruri care sunt deja poate lămurite și așa mai departe. Dimineața aceasta am citit un cuvânt care descrie o întâmplare aparent simplă, dar vreau să vă spun că în istoria Bisericii Primare momentul despre care am citit a fost un moment foarte important. Dacă momentul acesta ar fi avut o altă finalitate, probabil că s-ar fi ajuns la situația în care creștinismul să devină o altă formă a iudaismului. Pentru că s-au confruntat acolo niște prejudecăți și au trebuit schimbate. Einstein spunea că este mult mai ușor să dezintegrezi un atom decât o prejudecată a unui om. Când am citit prima dată cuvintele lui, am stat pe gânduri și m-am tot întrebat oare ce a vrut să spună. Dar de-a lungul anilor am ajuns la concluzia că avea dreptate. Întâmplarea aceasta pe care noi am citit-o împreună, din Fapte 11, are legătură foarte strânsă cu ceea ce s-a întâmplat în capitolul de dinainte, în capitolul 10. De aceea fie îngăduit ca dimineața aceasta să mă refer și la ce s-a întâmplat în capitolul anterior. Astfel, aș vrea să spun că Apostolul Petru se găsea la un moment dat în cetatea numită Iope și a avut o experiență deosebită cu Dumnezeu. Era undeva pe acoperișul casei, urcat să se retragă într-un colț mai liniștit, mai particular, mai retras, să se roage și acolo a căzut într-o răpire sufletească. O experiență rară, dar o experiență binecuvântată și a avut parte de o vedenie. În vedenia lui a văzut un vas care semăna cu o față de masă ale cărei patru colțuri erau legate, iar în lăuntru erau tot felul de viețuitoare de pe pământ, fără discernământ. Erau și din cele socotite curate și din cele socotite necurate. Fața aceasta mare de masă, sau dacă vreți, vasul acesta s-a coborât din cer și s-a apropiat de el și a auzit Petru un glas care îi spunea: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Apostolul Petru era foarte surprins și a spus: Doamne, nici de cum. Pentru că în gura mea niciodată n-a intrat ceva necurat sau spurcat. Și glasul pe care îl auzise venind din cer, i-a vorbit din nou și i-a spus: ce-a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Vedenia aceasta Apostolul Petru a avut-o de 3 ori în împrejurarea aceea. În urmă și-a revenit și
stătea pe gânduri întrebându-se oare ce înțeles are vedenia aceasta. Dar pe când Petru se frământa încercând să o înțeleagă, Duhul Sfânt s-a apropiat de el și i-a vorbit lui Petru și i-a spus, la poartă sunt trei bărbați care te caută. Fără să șovăiești, du-te cu bărbații aceștia pentru că eu sunt în controlul lucrurilor. Într-adevăr, la poarta casei unde era Petru, tocmai ajunseseră trei bărbați veniți din Cezarea și bărbații aceștia au întrebat dacă apostolul Petru locuiește sau se găsește acolo. Petru i-a poftit în casă, a stat de vorbă cu ei și în urmă a înțeles că trebuie să meargă cu ei la Cezarea. A ajuns acolo, a intrat în casa sutașului Corneliu și acolo apostolul Petru a avut parte de o lecție deosebită. Două lucruri deosebite le-a învățat acolo și lucrurile acestea trebuie să le învățăm și noi. Mai întâi de toate, Petru când ajunge acolo, încă de la intrare, mărturisește cu o sinceritate debordantă, copleșitoare și zice Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. Vă rog să vă reamintiți că apostolul Petru fusese botezat de Domnul cu Duhul Sfânt în ziua cincizecimii. Și botezul acesta cu Duhul Sfânt l-a făcut pe Petru în stare să se ridice cu îndrăzneală, să predice Evanghelia acolo în Ierusalim, în mijlocul mulțimii. Nu toți ascultătorii lui Petru de atunci au fost oameni de bună credință, unii au fost batjocoritori atunci la cincizecime. Dar Petru a predicat și Duhul lui Dumnezeu a atins inimile ascultătorilor, și s-au întors mulți în ziua aceea. Aproape 3.000 de suflete au fost adăugate la numărul ucenicilor, a credincioșilor. Cu toate acestea, apostolul Petru încă mai avea unele lucruri de îndreptat în viața lui și botezul de atunci cu Duhul Sfânt nu l-a transformat pe apostolul Petru instantaneu într-un om desăvârșit. Lecția aceasta ar trebui să o învăț și eu. Am avut foarte mari așteptări de la aceia pe care îi știam botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Și atunci când am văzut în viața lor, în diferite momente, mai știu eu, vreo slăbiciune, vreo neîmplinire, vreun faliment spiritual, de multe ori am avut tendința să trag concluzii greșite. Pentru că am socotit că brusc trebuie să devenim oameni desăvârșiți. Însă lucrurile nu stau așa. Duhul lui Dumnezeu, venit în viața omului, lucrează în lăuntrul lui și îl schimbă pas cu pas. Există schimbări pe care le face repede și există schimbări pe care le face în timp. De ce lucrează așa? Pentru că o știe El. Ne cunoaște pe noi mai bine decât ne cunoaștem noi. Dar să-L slăvim pe Dumnezeu că Duhul Sfânt al Lui este la lucru în viața noastră. Amin. Amin. Apostolul Petru era un alt om după umplerea cu Duhul Sfânt. Dar în viața lui, undeva în adânc, poate în subconștient, mai erau unele rădăcini care în timp ar fi putut să dea lăsta. Și una din aceste rădăcini era această tendință naționalistă, dacă vreți, că mântuirea este doar pentru evrei, iar neamurile nu au ce căuta în mântuire. Mă surprinde acest lucru în viața lui Petru, deoarece l-a auzit pe Domnul Iisus de mai multe ori, vorbind despre faptul că Dumnezeu va avea har și pentru neamuri. Când Domnul Iisus s-a înălțat din mijlocul ucenicilor săi, de pe muntele Măslinilor, înainte puțin de evenimentul acesta, le-a spus ucenicilor săi că atunci când se va pogorî Duhul Sfânt peste ei, ei vor primi o putere și puterea aceasta îi va face destoinici, capabili să fie martori ai Domnului Iisus. Și lucrarea lor, prin călăuzirea și împuternicirea Duhului Sfânt care avea să vină peste ei și în ei, va avea să atingă Ierusalimul, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului, a spus Domnul Iisus. Asta înseamnă că în planul Domnului Iisus erau cuprinse, evident, și neamurile.
Dar în conștiința lui Petru, om educat în spiritul iudaismului, neamurile încă nu puteau fi primite. Așa gândea el. Și a fost nevoie ca apostolul Petru să primească o lecție în casa lui Corneliu. Și pentru că, iarăși vin și spun, era un om așa, dintr-o bucată, un om sincer, el recunoaște de la început, odată ce intră în casa aceea, și zice, pe mine Dumnezeu m-a învățat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat, eu aș spune, nevrednic de împărăția lui Dumnezeu. Fără îndoială că aceste cuvinte nu sunt foarte politicoase și nu prea sunt din categoria cuvintelor pe care să le spui în casa cuiva când ești invitat acolo. Dar încă o dată spun, apostolul Petru era un om dintr-o bucată și un om sincer. Necărturar, dar sincer. O a doua lecție pe care Petru a învățat-o în casa lui Corneliu, o regăsesc în cuvintele din versetele 34 și 35, când Petru a început să vorbească și a zis, în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, oricine se teme de El și lucrează neprihănire, este primit de El. Aș vrea să vă spun că această concluzie la care ajunge Petru și ajunge Petru de spune aceste cuvinte, este foarte important. Este cheia, dacă vreți, cheia înțelegerii raportului dintre credință și fapte. În ultima vreme mi-a fost dat să aud mulți predicatori și mulți teologi care vin și spun că faptele nu au nicio importanță, faptele bune nu au nicio importanță înaintea lui Dumnezeu. E adevărat că există riscul ca omul să ajungă să-și pună încrederea în faptele bune și să se ocoată, să creadă, să considere că dacă el face fapte bune prin faptele lui, l-ar putea impresiona pe Dumnezeu, l-ar putea convinge pe Dumnezeu să-i dăruiască mântuirea și ar putea câștiga în definitiv mântuirea prin fapte. Spun și am mai spus și voi mai spune lucrul acesta. Faptele noastre bune, oricât de bune ar fi ele, nu determină mântuirea. Mântuirea noastră este doar prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, o credință care să aducă apoi schimbare și să fie dovedită prin fapte, dar faptele nu determină mântuirea cuiva. Totuși, faptele bune nu trebuie să aruncate cu totul la gunoi și nu trebuie nici anatemizate. De teamă că cineva s-ar putea încrede în ele, mulți în ziua de astăzi sunt gata să le anatemizeze. Dar vă spune cineva, nu stă scris în cartea profetului Isaia, în capitolul 64, pe la versetul 6, dacă nu dau greș, că faptele lor bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu? Ba da, tocmai așa stă scris și nu e un lucru greșit. Numai că acolo este vorba despre faptele lor bune. Și în vremea aceea în care vorbea profetul din partea lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu nu mai avea teamă de Dumnezeu. Și în contextul acestei atitudini, orice faptă bună ar face cineva este exact așa cum a spus Dumnezeu prin profetul Isaia. Dar atunci când faptele bune sunt făcute în spiritul temerii de Domnul, cu reverență față de Domnul, și mai ales când lipsește încrederea omului în faptele sale bune, atunci eu cred că faptele bune sunt de apreciat. Dacă vreți, Noe a fost un om care, printre semenii lui, s-a distins prin felul lui de trai. Iov, de asemenea, este apreciat de Dumnezeu și vă rog să remarcați, când am vorbit despre Iov, am subliniat lucrul acesta. Iov auzise doar vorbindu-se despre Dumnezeu și atâta cât el a auzit vorbindu-se despre Dumnezeu, pentru Iov a constituit o motivație suficientă ca să-l facă să trăiască cât a știut el de curat înaintea lui Dumnezeu și să facă fapte bune pentru cei din jurul lui. Dar Dumnezeu când spune despre Iov, ce spune? O declarație extraordinară. Dumnezeu precizează că Iov se teme de Dumnezeu. Teama de Dumnezeu, dacă vreți, este atitudinea aceea care dă valoare faptelor bune ale omului. În lipsa temerii de Domnul, faptele bune sunt așa cum zicea profetul Isaia.
Aș vrea să merg un pic mai departe. S-a întâmplat atunci când Petru predică Evanghelia în casa lui Corneliu un lucru deosebit. Pentru că el a ascultat de Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu i-a luat în primire pe ascultătorii adunați în casa lui Corneliu. Nu știu câți au fost. Biblia nu spune lucrul acesta, dar probabil că a fost un grup destul de măricel. Oamenii aceștia ascultau cuvântul. Și când Apostolul Petru, ascultând de Dumnezeu, propovăduiește cuvântul, oamenii aceștia ascultă și în locul acela se întâmplă o lucrare, are loc o lucrare minunată, deosebită. Duhul lui Dumnezeu se pogoară peste cei ce ascultau cuvântul. Frații mei, cred că predică, precizarea aceasta este una foarte importantă. Atunci când oamenii ascultă propovăduirea cuvântului, atunci Duhul lui Dumnezeu poate să intre la lucru. Dacă oamenii doar stau în locul acela și nu ascultă cuvântul, cu ei nu se întâmplă nimic și câteodată nici cu cei din jurul lor. De aceea este foarte importantă atitudinea noastră față de cuvântul pe care frații îl propovăduiesc în casa de rugăciune. S-a pogorât Duhul Sfânt peste ascultătorii lui Petru în casa lui Corneliu și oamenii aceștia au fost umpluți de Duhul Sfânt, botezați. Pentru că, zice Petru apoi, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să mă opresc puțin și aici pentru că există o învățătură care spune că vorbirea în limbi, ca și fenomen al manifestării Duhului Sfânt în viața cuiva, a fost dată ucenicilor în scopul evanghelizării. Se pleacă de la pasajul acela din Fapte 2 și se spune mereu că Duhul Sfânt i-a înzestrat pe cei 120 să vorbească despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu pentru toți cei ce veniseră în Ierusalim. Și sunt menționate acolo o grămadă de etnii, de oameni care erau din alte neamuri și care veniseră la Ierusalim cu prilejul praznicului. Și oamenii aceia vorbitori de alte limbi, i-au putut auzi pe apostol vorbind în alte limbi, în limbile lor, despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Și mi-a fost dat să aud o concluzie care m-a contrariat puțin. Predicatorul care vorbea despre evenimentul acesta spunea, vedeți, fraților, vorbirea în limbi le-a fost dată ucenicilor cu scopul evanghelizării. Și de aici pornea mai departe și încerca să ne convingă pe noi ascultătorii că peste tot unde apostolii Domnului Iisus aveau să ajungă, i-au avut nevoie de această manifestare a lucrării Duhului Sfânt prin vorbirea în limbi ca să vorbească noroadelor care vorbeau altă limbă. Numai că iată aici, în casa lui Corneliu, lucrurile stau tocmai altfel. Nu predicatorul vorbea în altă limbă, ci ascultătorii lui. Și această vorbire trebuia să fie o dovadă pentru Petru și pentru însoțitorii lui, că oamenii aceștia care au ascultat cuvântul, care au primit Duhul lui Dumnezeu, sunt botezați de Duhul lui Dumnezeu și au primit exact ca și apostolii. Asupra acestui aspect, probabil că vom mai reveni atunci când vom vorbi pe îndelete despre lucrarea Duhului Sfânt. Apostolul Petru, după toată această experiență, este rugat de ascultătorii lui de atunci să mai rămână câteva zile acolo la Cezarea și Petru cred că a mai rămas câteva zile, deși textul nu ne spune în mod explicit lucrul acesta. Eu cred că Petru a mai rămas câteva zile acolo pentru că era nevoie. Și eu cred că Apostolul Petru a folosit acele zile când a mai rămas printre ei pentru a le vorbi despre învățăturile și lucrările Domnului Iisus Hristos. A vrut să-i întărească în credință pe aceia care ascultaseră prin el Evanghelia. Și vine un moment în care Petru pleacă din mijlocul lor, poate după 2, poate după 3, poate după 4 zile, și Petru pleacă înapoi și se duce de data aceasta nu la Iope, ci la Ierusalim. La biserica din Ierusalim era ținta lui Petru să ajungă și citim noi la începutul acestui capitol 11 că apostolii și frații care erau în Iudeia au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur.
Aș vrea să fac o precizare aici. Expresia cei tăiați împrejur, în mod obișnuit, îi definește pe iudei, pe evrei, pe toți luați la oaltă. Dar în contextul acesta, expresia aceasta îi definește pe evreii care deveniseră credincioși lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Fie îngăduit să-i numesc evreii creștini, evreii care se încreștinaseră. Deși termenul creștin avea să ar fi aplicat pentru întâia oară celor din Antiohia, eu cred că nu greșesc dacă îi numesc și pe aceștia din Ierusalim, care s-au întors la Dumnezeu prin credința în jertfa Domnului Iisus, tot creștini, deși încă oficial nu aveau numele acestea. Oamenii aceștia l-au mustrat pe Petru pentru că a intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și a mâncat cu ei. Aș vrea să vă spun că atunci când am citit cu atenție cuvintele acestea, am rămas surprins. Pentru că am văzut că vestea despre intrarea lui Petru în casa lui Corneliu a ajuns la Ierusalim înainte de a ajunge Petru în persoană. S-au găsit probabil în vremea aceea niște binevoitori care, auzind că Petru a intrat în casa unui om netăiat împrejur, să vină și să răspândească vestea printre frați despre ce a făcut Petru. Mă surprinde pentru că, iată, frații și apostolii care erau în Iudeia au auzit lucrul acesta. Iudeia este o provincie destul de mare, geografic vorbind. O suprafață destul de mare. Și totuși, într-un timp așa de scurt și fără să dispună de mijloace tehnice cum avem noi astăzi, Facebook și așa mai departe, în toată Iudeia s-a răspândit vestea că Petru a intrat în casa unor netăiați împrejur și a stat cu ei la masă. Asta da râvnă și asta da zel. Asta da eficiență în transmiterea de știri. Numai că aceia care se ocupau cu știri de felul acesta n-au dovedit doar râvnă, ci au dovedit și ceea ce eu aș numi selectivitate. Pentru că oamenii aceștia n-au spus fraților din Iudeia despre faptul că Petru a avut o vedenie, despre faptul că Petru a fost însoțit în călătoria lui de 6 frați. N-au spus oamenii aceștia despre faptul că acolo Petru, când a ajuns, a propovăduit Evanghelia. Că a vorbit despre Domnul Iisus. Că în casa aceea, acelui așa numit netăiat împrejur, s-a coborât Duhul Sfânt peste cei ce ascultau Evanghelia. Și n-au spus acești purtători de știri că acolo au fost botezați destul de mulți oameni în apă, în numele Domnului Iisus. I-au spus doar ceea ce le-a convenit lor. M-am gândit, dragii mei, că fenomenul acesta de-a lungul istoriei creștinismului a fost întâlnit recent, a fost întâlnit frecvent. Există frați și există surori care parcă își găsesc o plăcere deosebită în a-ți spune și ție ceva ce poate că n-ai auzit încă despre unul sau despre altul, despre un frate, despre o soră, și în mod deosebit despre slujitori. Parcă își găsesc o plăcere deosebită. Dacă te întâlnești cu astfel de situații, dacă te abordează cineva, dacă vrea să-ți spună și ție lucruri de care n-ai nevoie să știi că nu sunt de folos, te-aș sfătui, oricine ești, să fii atent, mai rezervat. Că s-ar putea acele lucruri care sunt spuse să fie spuse parțial și omul care ți le spune să nu le știe pe de-a întregul și să-ți spună numai ce îi place lui să spună, nu toate lucrurile care poate că te-ar ajuta să înțelegi mai bine lucrarea. Însă, iată că Apostolul Petru ajunge la Ierusalim și oamenii aceștia, frații de la Ierusalim, îl mustră. Și Apostolul Petru le vorbește și le spune limpede. Oameni buni, evenimentele acestea au debutat atunci când eu mă găseam la Iope. În toate evenimentele acestea a fost implicat Dumnezeu. Dumnezeu mi-a făcut parte de o vedenie prin care m-a pregătit să fac lucruri pe care eu nu eram pregătit eu însumi să le fac. Mi-aduc aminte că am vorbit cândva despre
patru vindecări din viața Apostolului Petru. Și aceasta a fost una dintre ele. Una dintre ele, poate ultima, în ordine cronologică. Și acum un om vindecat vorbește ca să-i ajute și pe ceilalți care aveau și ei nevoie de vindecare. Biserica din Ierusalim era gândită de pericolul de a deveni o biserică tradiționalistă. Biserica din Ierusalim era gândită de pericolul de a se închide între zidurile ei, de a se considera mai bună decât neamurile și de a nu fi gata să meargă, să ducă Evanghelia mai departe. Și aș vrea să vă spun că pericolul acesta ne poate pândi și pe noi. Apostolul Petru spune că a avut parte de o vedenie. Și pentru că în Biblie se vorbește des despre visuri și despre vedenii, aș vrea să mă îndădui să fac o paranteză și să spun câteva cuvinte despre aceste experiențe care țin de extrasenzorial. Când Dumnezeu ne-a creat pe noi, ne-a creat cu câteva simțuri cu care putem intra în contact cu lumea înconjurătoare, lumea fizică. Dar în jurul nostru există o lume spirituală față de care simțurile noastre sunt neputincioase. Despre lumea aceea spirituală ne vorbește Scriptura și noi acceptăm ce spune Scriptura prin credință. Pentru că nu suntem înzestrați prin naștere să percepem această lume spirituală. Aș vrea să fac o paranteză și aș vrea să vă spun că trebuie să cunoaștem aceste lucruri, deoarece ele pot să aibă loc și trebuie să aibă loc și în vremea noastră. În Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 2, în predica lui Petru, Petru spune că în zilele din urmă, tinerii vor avea vedenii și bătrânii vor visa visuri. Ne duc aminte, eram la Cluj în vara anului 1996, și trebuia să-mi prezint lucrarea de licență la o comisie de la Universitatea Babeș-Bolyai. Comunicarea cu Dumnezeu era tema mea, tema lucrării mele. Și printre alte lucruri despre care trebuia să vorbesc în prezentarea mea, erau incluse și visele și vedeniile ca un mijloc de comunicare cu Dumnezeu. Eu știu că sunt mulți teologi și mulți predicatori care spun că astăzi aceste forme de comunicare ale lui Dumnezeu cu omul nu mai sunt în vigoare, că nu mai sunt funcționale. Însă Petru zicea, în vremurile din urmă, și noi pe de altă parte venim și spunem, noi trăim vremurile din urmă. Păi atunci dacă trăim vremurile din urmă, înseamnă că acele lucruri care se petrec în vremurile din urmă se pot manifesta și se manifestă și sunt de dorit să se manifeste și în vremea noastră. Visele și vedeniile sunt și pentru vremurile din urmă și pentru vremurile noastre. Dacă s-au rărit vedeniile în poporul lui Dumnezeu, se poate întâmpla ca lucrul acesta să fie din cauza noastră. Știți, spunea cuvântul lui Dumnezeu că în vremea când creștea Samuel, cuvântul Domnului era rar și vedenile nu erau dese. Și acesta este un cuvânt cumva de mustrare pentru cei de atunci. Ce se întâmplă cu visele și ce se întâmplă cu vedenile? Sunt ele oare același lucru sau sunt lucruri sau fenomene diferite? Într-o joi seară aici am vorbit puțin despre vise și pentru cei care nu ați fost atunci, îngăduiți-mi să prezint, să spun câteva lucruri. Vedeți dumneavoastră, ochiul omului este al doilea organ din trupul omenesc ca și complexitate. Doar creierul este mai complex decât ochiul omenesc. Nu o să intru în multe detalii tehnice care țin de medicină sau de anatomie, dar aș vrea să vă reamintesc faptul că în interiorul ochiului, în partea din spate, există o suprafață numită retină. Ea este alcătuită din două feluri de celule care sunt specializate, așa sunt create ele de Dumnezeu, să perceapă impulsurile luminoase și să le convertească în impulsuri de natură electrică. Și impulsurile acestea, nervul care vine de la ochi și merge spre creier, le transportă cu viteză foarte mare. În creierul omului există un loc foarte specializat care preia toate aceste impulsuri electrice și le reconvertește în impulsuri luminoase. Și un profesor de biologie ne spunea cu foarte mulți ani în urmă la Sebiș că
Acolo, la nivelul creierului, se formează din nou imaginile pe care ochiul le percepe la exterior. Există însă și o arhivă vizuală unde omul, fără să-și dea seama, înmagazinează o grămadă de imagini. Și fac o paranteză, la paranteza deschisă mai înainte, și am să spun că e foarte important în această arhivă, a mea și a dumitale, noi să adunăm lucruri frumoase și lucruri bune, să nu îngăduim în arhiva aceea să fie arhivate, înmagazinate, imagini nepotrivite. Imaginile nepotrivite nu prea se mai pot șterge de acolo, numai Duhul Dumnezeu le poate șterge. Atunci când omul doarme, ochiul omului de obicei este închis. Se întâmplă câteodată să asculți predica, să stai cu ochii spre predicator, cu ochii deschiși și tu să fii totuși în cealaltă lume, paralelă cumva. Dar nu vorbesc despre situația aceasta. Atunci când omul visează, se întâmplă că acest organ numit creier ia din arhiva lui secvențe, imagini și le pune la oaltă. Și omul visează. Visul ține de obicei 2-3 secunde. M-am mirat când am auzit lucrul acesta, că uneori se pare că exact toată noaptea. Dar visul durează cam 2-3 secunde. Rare ori trece peste 3 secunde. Cele mai multe dintre visurile noastre sunt rezultate ale gândurilor noastre, ale frământărilor noastre, ale preocupărilor noastre. Te culci flământ și noaptea visezi un hamburger ditamai sau un pui fript și așa mai departe. Dar Dumnezeu și-a rezervat dreptul să comunice cu noi și pe această cale intimă. El are capacitatea în măreția și în puterea Lui să ia imagini din arhiva mea vizuală și din arhiva ta vizuală, acele imagini care îi servesc popurilor Lui când vrea să ne transmită un mesaj și din ele formează un mesaj. Și există vise care se nasc din mulțimea îngrijorărilor și există vise pe care ți le dă Dumnezeu. Acestea pe care ți le dă Dumnezeu cu scopul de a-ți transmite ceva, acestea sunt rare. Visele acestea nici nu clădesc doctrine și nici nu demolează doctrine. O doctrină care este întemeiată pe Cuvântul lui Dumnezeu nu va putea niciodată să fie demontată pe baza unui vis pe care l-a avut cineva. Niciodată. În vis, Dumnezeu se folosește de imaginile care există în arhiva noastră, imagini pe care noi le-am interiorizat. Când este vorba despre vedenii, însă, lucrurile stau puțin diferit. Vedeniile le-am văzut în Biblie fiind cam de două feluri. Unele care se aseamănă cu visul și care au loc în noaptea și ele sunt numite vedenii de noapte. Dar în timp ce în vis Dumnezeu folosește elemente pe care eu și tu le-am văzut cândva, mai devreme sau mai târziu, într-o vedenie se poate întâmpla ca Dumnezeu să creeze imagini pe care nu le-ai văzut niciodată. În Daniel capitolul 7 se vorbește despre niște vedenii pe care Daniel le-a avut și sunt acolo menționate 4 fiare. Prima din cele 4 fiare era un leu cu aripi de vultur. Să ridice mâna sus cine a văzut vreodată în cărți, în reviste sau în documentare un leu cu aripi de vultur. A văzut cineva? N-a văzut. Dar Dumnezeu a creat în mintea acestui om o imagine nouă pentru a transmite ceva înfricoșător. Și toate cele 4 vedenii pe care Daniel le vede acolo sunt creații de felul acesta. Ele nu există în lumea reală și nu le vei întâlni niciodată. Dar Dumnezeu le-a creat așa pentru că a vrut să-i transmită profetului așa ceva. Apoi, există vedeniile pe care oamenii le-au avut și iată, vedenia lui Corneliu se deosebește de vedenia pe care a avut-o Petru. Petru a văzut în vedenia lui vasul acela ca o față de masă. Dar Corneliu a văzut înaintea lui, în casa lui, un înger al lui Dumnezeu. Vreau să vă reamintesc un lucru pe care l-am spus de foarte multe ori aici. În lumea în care noi trăim, îngerii lui Dumnezeu se plimbă ca la ei acasă, adică sunt trimiși de Dumnezeu să îndeplinească o grămadă de lucrări. Noi vedem doar consecințele intervențiilor. Noi nu vedem ființele îngerilor.
Dar câteodată se întâmplă ca Dumnezeu să îngăduie, pentru că este nevoie pentru lucrarea Lui într-un anume moment specific, ca omul să perceapă prezența îngerilor. Eu cred că în astfel de momente Dumnezeu intervine asupra ochiului omenesc, asupra poate a celulelor care sunt acolo în retină și le face capabile să funcționeze în alte registre de frecvențe. Pentru că atunci omul ajunge să vadă. Și iată că acest Corneliu și mulți alții au văzut îngeri ai lui Dumnezeu. Dragii mei, lucrările de felul acesta, să știți că se pot întâmpla și în vremea noastră și trebuie să aibă loc și printre noi, dar, cum spuneam mai înainte, Biblia rămâne Biblie. Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. Infailibil însemnând fără greșeală. Apostolul Petru spune, am avut o vedenie din partea lui Dumnezeu. Și le explică felul în care Dumnezeu l-a trimis, Dumnezeu l-a prelucrat pe Petru, l-a trimis pe Petru, l-a însoțit pe Petru și a lucrat în casa unde l-a adus pe Petru. Și ce mă surprinde de data aceasta pozitiv este faptul că oamenii aceștia care îl ascultă pe Petru în cele din urmă ajung să spună: după ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis: Dumnezeu a dat deci neamurilor pocăința ca să aibă viața. M-a surprins mai întâi de toate aici și în mod pozitiv, repet, faptul că oamenii aceștia s-au lăsat convinși. S-au lăsat înduplecați. Vedeți dumneavoastră, Apostolul Iacov vorbește despre înțelepciune și spune că ea este de mai multe feluri. Înțelepciunea care vine de sus, spune el în capitolul 3 al epistolei sale, este definită de 8 trăsături deosebite. Aceste 8 trăsături fac ca înțelepciunea de sus să fie deosebită de cealaltă formă a înțelepciunii. Și a patra trăsătură este aceea că ea este ușor de înduplecat. Ușor de înduplecat. Omul care are înțelepciunea de sus, când discută cu interlocutorul său, dacă asupra unui subiect au păreri diferite, dacă omul acela are înțelepciune de sus, ascultă cu atenție și argumentele celuilalt. Ascultă cu atenție și cu respect și părerea celuilalt. Le cântărește chipzuit, sănătos și admite că s-ar putea să aibă celălalt mai multă dreptate decât are el. Dacă are înțelepciune de sus, omul acela îi dă șansă și celuilalt să spună ce are de spus. Însă Apostolul Pavel, vorbind despre vremurile din urmă, îi spune lui Timotei că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Și enumeră Pavel acolo o seamă de lucruri care fac ca acele vremuri să fie grele. Și dintre lucrurile enumerate de Pavel, unul este și acela că oamenii vor fi neînduplecați. Adică le vei spune adevărul și nu te vor crede. Nici nu vor asculta ce ai tu de spus, argumentele tale. Problemele care sunt astăzi în lume s-ar putea rezolva foarte ușor dacă oamenii s-ar întoarce la Dumnezeu. Dar tocmai lucrul acesta nu vor să-l facă. Am ascultat în săptămâna aceasta o discuție amplă între doi academicieni care vorbeau despre problemele din societatea de astăzi. Ei le numeau dezacordurile sau dereglările din societatea contemporană. I-am ascultat cu atenție și oamenii aceștia diagnosticau destul de corect problemele. Dar nimeni în discuția aceea de 2 ore și 16 minute n-a spus de unde vin problemele acestea. Problemele acestea vin din depărtarea oamenilor de Cuvântul lui Dumnezeu, de învățăturile lui Dumnezeu. Problemele din familie, problemele din biserici, problemele din societate, toate vin de aici. Și toate ar fi putut fi evitate dacă oamenii ar fi ascultat de Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ascultând Cuvântul propovăduit de slujitorii lui Dumnezeu, s-ar fi lăsat înduplecat de acest Cuvânt al lui Dumnezeu, multe lucruri s-ar fi schimbat și viețile noastre ar fi fost altfel.
Dar problema oamenilor, a celor mai mulți din cei ce trăiesc în zilele din urmă, este că sunt neînduplecați. M-am întrebat oare de ce? Răspunsul, sau sigur că răspunsul este complex. O formă a lui am găsit-o în cuvintele unei cântări. A existat un actor francez care se chema Jean Gabin. Iubitorii de film l-au apreciat. Eu nu știu să fi văzut vreodată un film cu omul acesta. În schimb, am ascultat o cântare de-a lui. Una din puținele lui cântări se cheamă Jesse. Știu. Din câte mi-amintesc, a trecut ceva vreme de atunci când am auzit cântarea aceasta, din câte mi-amintesc, el vorbea în prima strofă a cântării lui de vremea aceea când era copil mic. Simbolic vorbind, zice, nu era mai mare decât trei mere puse unul peste altul. Zice, credeam că a fi bărbat înseamnă să vorbești apăsat. Și repetam într-una, eu știu, eu știu, eu știu. Să fi avut vreo 3 ani, 5 ani când credea că știe totul. A trecut vremea și spunea el în cântarea lui, am ajuns la 17 ani și am început să văd altfel lucrurile. Și de data aceasta am zis, ei bine, de data aceasta știu, știu, să nu-mi spună nimeni că știu. Și apoi zice, am ajuns la 25 de ani când am gustat dintr-o parte din plăcerile, aș zice eu, vinovate ale vieții. Și dacă mi-ar fi spus cineva ceva, aveam replica, eu știu, eu știu. Numai că acum când el cânta cântarea aceasta, era probabil undeva către 75-80 de ani. Și zicea el, mă uit la pământul pe care am făcut primii 100 de pași și îmi dau seama că încă nu știu o grămadă de lucruri. Frații mei, surorile mele, ce vreau să spun cu aceasta, poate că veți spune, de ce e un exemplu din lume? Aș vrea să vă spun că în poezia aceasta, că la început a fost poezie înainte de a fi cântare, omul acesta sau autorul poeziei exprimă o realitate, a văzut-o, a trăit-o și o exprimă în versuri. Și mulți au ascultat-o și puțini au înțeles-o. Avem sentimentul că știm. La 5 ani, nu prea ne place să ne mai spună ce avem voie și ce n-avem voie, că ni se pare că știm. La 16 ani, avem impresia că știm. La 25 de ani, avem impresia că știm. Și la capătul vieții, privim în urmă și ne dăm seama că atât de multe lucruri, de fapt, nu le știm. Și acelea despre care am fost convinși că le știm, de fapt nu le știam. Credeam doar că le știm. Frații mei, înțelepciunea care vine de sus este blândă, este pașnică. A patra trăsătură a ei spuneam că este ușor de înduplecat. Aș vrea să mă apropii de încheiere. Oamenii aceștia au primit explicații lui Petru și în ziua aceea s-au bucurat și au spus Dumnezeu a dat și neamurilor pocăința ca să aibă viață. Slăviți să fie Domnul pentru lucrul acesta. Există o legătură strânsă între pocăință și viață. Dumnezeu a hotărât să dea viață oamenilor și a hotărât și o cale pentru aceasta și este calea pocăinței. Nu se poate să ajungi la viață fără pocăință. Pocăința a fost propovăduită și în vremea Vechiului Testament. Cuvântul ebraic pentru asta este shuv, dacă îmi dau greș. Și cuvântul acesta este echivalentul grecescului de mai târziu, metanoia, și al românescului, convertire. Cuvântul acesta definește recunoașterea faptului că Dumnezeu are dreptate. Indiferent ce spune și indiferent cum lucrează, că înțelegi sau că nu înțelegi, Dumnezeu are întotdeauna dreptate. Ioan spunea, stând de vorbă cu ucenicii săi, s-a vorbit nu de mult din textul acesta în care au venit ucenicii la Ioan și a spus Ioane, acela pe care l-ai botezat tu și despre care tu ai depus mărturie, uite că te întrece. Acum botează și face mai mulți ucenici decât faci tu. Și Ioan le vorbește ucenicilor lui, Ioan Botezătorul, despre Domnul Iisus, despre lucrarea Domnului Iisus și în cele din urmă Ioan adaugă și un lucru extraordinar. Pentru că Dumnezeu spune adevărul.
Și Dumnezeu întotdeauna a spus adevărul și n-a mințit pe nimeni. Ce trist este că oamenii ascultă mai mult de minciună. Mă refer la societate în general. Pocăință înseamnă întoarcere de la cărările păcatului cu toată fața către Dumnezeu. Recunoaștere mai întâi că Dumnezeu are dreptate. Părere de rău pentru modul de viață în care omul a trăit înainte. Și dorința de reorganizare, de schimbare a vieții. Este foarte importantă pocăința. Se predică rar despre ea. Dar vreau să vă spun că fără pocăință nimeni nu va ajunge în cer. Credința adevărată. Dacă ea este adevărată, ea va produce în viața noastră pocăință. Și pocăința nu este o experiență de moment, un moment emoțional în care te-ai simțit copleșit, neajutorat și ai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Pocăința este necesară pentru fiecare zi. În fiecare zi dis de dimineață se cer Domnului puterea de a te pocăi. Pentru că fără pocăință nu se capătă viața. Aceasta este calea. Și avem o frumoasă cântare creștină care zice în versurile ei, pocăință, pocăință. O știți, e foarte frumoasă și exprimă un adevăr. Oamenii aceștia au ajuns să se bucure. La început, când a venit Petru în Ierusalim, l-au mustrat supătind că Petru a făcut un lucru rău. Dar când au auzit felul în care Dumnezeu l-a folosit pe Petru, oamenii aceștia au fost capabili să-și schimbe atitudinea, să se bucure, să laude pe Dumnezeu și să spună asemenea cuvinte minunate. Se spune despre Petru, și cu asta vreau să închei, se spune despre Petru că el este omul pe care Dumnezeu l-a folosit ca să deschidă neamurilor ușa pocăinței. Eu am rezerve vis-a-vis de afirmația aceasta, pentru că în capitolul 8 din Fapte citim despre faptul că Filip, un evanghelist, a vorbit famenului etiopian pe când acesta se întorcea de la Ierusalim și mergea spre casa lui, spre țara lui. Cineva ferici a spus, da, frate, dar ăla, etiopianul ăla, era evreu, de fapt. Dacă întreb de unde știi, ai cumva pașaportul lui, nu există nicio dovadă, e doar o părere. Singurul lucru, poate, așa, în formă ironică, spus, păi, dar era ministru de finanțe în Etiopia și evreii cu finanțele. Este o observație amuzantă, dar nimic mai mult de atât. Dincolo de lucrul acesta, eu mai am încă un argument să spun, să mă îndoiesc că Petru a fost cel care a deschis ușa neamurilor pentru pocăință. Dacă am fi citit în continuare, am fi văzut despre ucenicii care s-au împrăștiat cu prilejul martirizării lui Ștefan. A fost o prigoană acolo la Ierusalim. A fost martirizat Ștefan împreună cu el și după el au mai fost și alții și ucenicii. Mare parte dintre ei s-au împrăștiat, s-au dus în toate părțile. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceștia au ajuns în Fenicia, în Cipru, în Antiohia și propovădeau cuvântul. Dar erau selectivi. Ei propovădeau numai iudeilor. Totuși, se adaugă, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena, care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Ei bine, lucrul acesta s-a petrecut înainte de a ajunge Petru în casa lui Corneliu. Indiferent însă cine a deschis ușa neamurilor, aș vrea să spun că la originea acestei lucrări a stat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a avut în vedere și pe noi și se cuvine să-i dăm slavă pentru lucrul acesta. Dacă astăzi te găsești în casa lui Dumnezeu, dacă astăzi poți să-L numești pe Dumnezeu ca Tată, dacă te poți socoti fiul al Lui sau fiica Lui, dacă poți conta pe ajutorul Lui, este numai și numai pentru faptul că El s-a îndurat de noi și s-a gândit la noi, slăvit să fie. Dragii mei, s-ar putea întâmpla ca uneori, neînțelegând anumite feluri ale lucrării lui Dumnezeu, din dragoste pentru Dumnezeu, să ne împotrivim lucrărilor. Dar aș vrea să lăsăm pe Duhul Sfânt să păuzească toată lucrarea și viețile noastre, pentru că atunci nu vom da greș niciodată. Amin. Timpul s-a scurs și vă invit să ne ridicăm în picioare, dragii mei, și aș vrea să mulțumim
Domnului pentru dimineața aceasta, să mulțumim Domnului pentru cuvântul Lui și pentru toată binecuvântarea care am avut-o aici în casa Domnului. Așa cum stăm în picioare, rog pe fratele tatălui Lucian Adelian să mulțumească Domnului.